mergi într-o excursie, da? Sigur, ai nevoie de câteva chestii la tine, dar mai ales dacă mergi cu prieteni, ai nevoie de o boxă externă sau ascultați niște muzică, las cum vă știu eu. Apoi, ai nevoie de o baterie externă pentru telefon, că da, se descarcă exact atunci când ai nevoie mai mult de telefon. Ai nevoie de o antenă, că, na, nu știi pe unde umbli. Și presupun că dacă sunteți mulți prieteni și vreți să faceți un selfie, ai nevoie și de un selfie stick. Să care astea patru la tine de fiecare dată când mergi într-un trip, într-o excursie, ceva, poate deveni destul de incomod, mai ales dacă ai un spațiu mic de pus bagaj. Cum ar fi să combinăm toate astea patru într-un singur device? Hai să vă arăt! Ta-da! Device-ul, mă rog, e mult spus device, dar chestia asta conține toate cele patru chestii. Mă rog, aici zice și o chestie în plus, dar nu menționează lantena. Și avem așa, wireless speaker, selfie stick, power bank și mobile phone holder. Deci, hai să vedem ce putem găsi în pachetul ăsta micuț și dacă, adică, observăm diferența între ce aveam mai înainte și... E atât. Sunt foarte curios dacă funcționează. Și avem aici boxa, care are o textură super faină și o culoare care aparent se potrivește cu... Bun, hai să lăsăm asta deocamdată. Avem un cablu, un cablu de încărcare cu mufa clasică de micro USB și manualul de instrucțiuni. Ok, hai să le luăm pe rând să vedem exact cum funcționează. Deci boxa are în principiu, are aici 4 butoane, din câte observ aici cred că este phone holder-ul. Cel puțin seamănă foarte bine cu unul, așa, cred că... Așa ar trebui să funcționeze phone holder-ul. Păi, interesant, pentru că îți pui telefonul și ai și sunet de la telefon. Nice! Dacă vă amintiți, am într-un clip anterior în care am vorbit de un set de produse sub 50 de lei care îți pot face un mini home cinema. Aici avem lanterna, aparent, adică cel puțin seamănă cu una. O grămadă de butoane, avem un buton pentru cameră. Presupun că fiind Bluetooth, na, cumva poți să folosești selfie stick-ul pentru cameră. Să vedem unii selfie stick. Nice! Stai așa să-l strângem puțin. Atât. Phone holder-ul aparent este același lucru cu selfie stick-ul, numai că strâns, practic, îți pui telefonul aici, stă aproape de boxer și extins poate folosi ca... selfie stick! Îmi place! Până acum îmi place super mult. Hai să vedem dacă pot pune iPhone-ul. Un iPhone XS, să vedem dacă îl putem pune... A, apropo, husele de la printere. Intrați acolo, printere.ro. Ok. Bine, nu cred că așa ar trebui să stea. Da, să ții telefonul poate doar într-o poziție de genul ăsta. Nu prea are foarte multă logică de folosit phone holder-ul, dar selfie stick-ul suportă cu maximă grație un iPhone XS. Deci, probabil suportă majoritatea telefonului de pe piață. Nu că ăsta ar fi cel mai mare, dar observ că se extinde un pic mai mult de atât. Nu știu dacă se vede, da. Mai merge, mai suport. Sus, dacă dăm cauciucul ăsta la o parte, avem o mufă USB care poate încărca un device extern, gen telefonul tău, și o mufă micro USB de încărcare. Deci probabil la micro USB se încarcă, la USB simplu scoate curent, poate folosi ca baterie externă, cum am zis. Și cred că are și un slot de card mini SD. Oare sunt curios dacă suportă și stick pentru muzică? Da, aia ar fi chestie mișto. Să suporte și stick pentru muzică. Dacă vă cumpărați produsul ăsta, lăsați-mi coment să spuneți dacă suportă și stick pentru muzică. Nu am unul pregătit acum. Și acum să vedem dacă funcționează ca baterie externă. Nu știu dacă merge ceva curent în el, dar o să încercăm, măcar să văd dacă pornește încărcarea. O să folosesc cablul de la ei pentru că are mufă micro USB și o să încerc cu un telefon Android să vedem dacă funcționează. Dacă pornește încărcarea măcar. Se încarcă, deci merge, poate fi folosit și ca baterie externă. Cât de mișto e asta, pentru că n-ai de cărat cu tine atât de multe lucruri. Până acum am doar cuvinte de laudă. Până acum mi se pare un device mișto. Acum, hai să vedem dacă funcționează și lanterna. Și pentru lanterna ar trebui să apăsăm lung pe butonul de cameră. Și așa că... Bă, nu știu, nu e extraordinar de puternică, mă rog, probabil în beznă o să lumineze mult mai bine, dacă ai nevoie, clar, în beznă ai nevoie de lanternă, dar probabil e și bateria destul de slabă acum, nu a fost încărcat sau ceva.
Ideea e că funcționează. Deci până acum avem 4 chestii care funcționează. Funcționează ca baterie externă, funcționează ca selfie stick, funcționează ca, mă rog, mai mult sau mai puțin, ca phone holder și funcționează lanterna. Hai să vedem și parte de muzică și ce poți să-i mai ceri. Și e super ieftin, e 115 lei. Cel puțin la prețul pe care l-am luat eu era 115 lei. Acum posibil să fie puțin mai scump, puțin mai ieftin. De asta de obicei nu zic prețurile neapărat în videourile mele. Hai să vedem dacă funcționează și ca wireless speaker și cât de bine se aude. Contează și asta, nu? A rămas boxa fără baterie și a trebuit să o încarc puțin. Măcar ca să văd dacă se aude bine și cum funcționează și boxa din boxa asta. Cum funcționează? Bă, are sens ce zic. Să văd cum funcționează partea de sunet. Dacă se aude bine, dacă poate folosi ca boxa externă. Așa, hai să punem o melodie. Am dat sunetul la minim, ca să nu-mi sară creierii pe aici în cazul în care se aude foarte bine sau foarte prost. Ok. Hai să dăm volumul puțin mai tare. Și... da, deci la parte de sunet, din păcate, nu stă atât de grozav. Se aude undeva destul de bine pe la 70-80% volum, dar de acolo începe să facă destul de urât. Dar toate lucrurile care sunt în toată forma asta, în forma asta cum vine atât de mică și compactă, cum ar fi selfie stick, lanternă, baterie portabilă, phone holder, dacă îl putem numi așa, toate funcționează destul de bine, cel puțin cât le-am testat eu până acum. Cumva vine la un preț, adică nu putem aștepta să meargă toate chestiile la fel de bine. Dar poate folosi. Dacă vrei să-l lași undeva în surdină, în fundal, să se audă muzica, funcționează foarte bine pentru genul ăsta de idei. E o formă compactă, își face cumva treaba, 4 din 5 chestii merg super bine, așa că cu drag o să-i fac un b-roll. Și pentru b-roll mă gândeam să alegem o melodie. Hai să vedem ce am putea folosi. Da. Asta merge super bine. Așa că vă las cu un birou ca de fiecare dată. Vă mulțumesc mult și v-am pupat. Pa! Nu știu, ai un spațiu mic de stocare, un spațiu mic de stocare, vreo 10 giga, 5. Deci, phone holder. Alin, ce-i cu tine? Sus avem un muf of sete. Măcar ca să văd dacă pot vedea.